începutul anului doresc să mă adresez oltenițenilor cu cele mai frumoase gânduri de bine și de bunăstare. În tot acest an am căutat să fiu în slujba dumneavoastră, să fac împreună cu echipa pe care o conduc cât mai multe lucruri care să ne fie utile, de folos. Sunt un adversar feroce al risipirii banului. Uneori mi se spune că sunt prea dur și că nu aprob foarte multe cheltuieli, dar eu nu aprob cheltuielile care mi se par inutile, care nu dau rezultate. Dacă am reușit să fiu sau nu pe placul celor mai mulți concetățeni ai noștri, m-aș bucura din suflet. 2014 sper să fie un an mult mai bun. Se deblochează fondurile europene, vom putea accesa mai multe programe, proiecte, care să aducă puțin mai multă liniște și bunăvoie la noi în oraș. Știu, cea mai mare problemă este problema locurilor de muncă. Și în acest an, cu ajutorul nostru, s-au creat un număr de locuri de muncă. Primăria nu poate crea ea în sine locuri de muncă, dar poate ajuta pe oamenii care doresc să dezvolte o afacere, care să vină cu ceva nou în planul nostru, în planul Olteniței, și vom continua să ajutăm pentru crearea de locuri de muncă. Deja suntem în discuții foarte avansate cu cei de la FEGNE, care vor face o hală de asamblare pentru unitățile gabaritice. Dar pentru că suntem la sfârșit de an și nu vreau ca să vă plictisesc cu proiecte, cu ce am în gând, aș vrea să închei urându-vă un an nou bun, un an nou care să vă aducă cât mai multă prosperitate, că până la urmă prosperitatea dă nota administrației publice locale. Degeaba ne lăudăm cu realizări dacă oamenii nu simt și în buzunarul propriu că e mai bine și că au ce pune pe masă. Încă o dată la mulți ani și multă fericire!